dacă m-ar judeca sfinții, să mor eu dacă n-aș tăcea. Muclez, n-aș scoate sunet. Dar când văd cine mă judecă, păi de capul meu mi se urcă sângele în cap. Aici, direct. Cine mă judecă, mă? Trei matracuce cu patru muritori de foame și încă câțiva pe lângă ei așa. Mă. Bă! Ți-am zis, mă? Uite, bărbatul meu, ți-am zis să ai foarte mare grijă. Nu m-ai ascultat. Mm-hmm. Să nu mai vorbești. Să nu mai vorbești la ăla, la ăla, la ăla, la ăla. Că uite, s-a apucat să spună și el la unul, că și le dau nevestele, adică le făceau de balamuc. Că una se spală rar, că alta e prea grasă, că și fiecare își lăudau nevestele în fața lui bărbatul meu și bărbatul meu a zis și el că vorbește. A zis și el că vorbește, ceșa mea. Când se apucă de curățenie, stă și cu oala pe foc, spală și la mașină, bagă și aspiratorul, le face pe toate odată. Da, vara lui Napoleon. Și iarna lui Gogălnicianu. Uh-huh. Și ăia au spus la neveste, nevestele le-au înflorit și a venit, uite, fată, te critica bărbatul tău și făcea și dregea. De unde că el a zis că vorbește și el, că să n-adormă. Nu puteai să zici nevasta mea floare de cais. Cea mai frumoasă și trează și în vis. Te-ai apucat tu să bați câmpii, că vezi, Doamne, nevastă ta face de toate. Păi ce ai vrea să fac? Să bag mașina, să stau lângă ea? Să bag mașina de spălat rufe și 40 de minute cât spală sau 30 de minute să stau lângă ea. Nu trebuie să bag aspiratorul, schimb lenjeriile, le bag la spălat, bag aspiratorul, spăl vasele, am și mașina de spălat vase, dar cine se apucă de ea? Că spală 4 ore la 3 farfurii și 2 pahare. Păi ce am înnebunit să consum atâta curent? Las-o acolo să fie, să vadă lumea că avem când facem poze în bucătărie, că ăștia sunt fasoanele. Asta e, te judecă. Cine te judecă? Dacă stai să te uiți la, sau să, eu știu, să analizezi pe ăștia care te judecă, sunt vai și amar. Vai și amar. Nu o să vezi unul cu cap, cu inimă, cu suflet, cu caracter, că te judecă. Nu. Nu mai ăștia, vai mămica lor, ăștia te judecă și vorbesc toată ziua. Nici când faci bine, nu e bine, nu. Când faci bine, faci la vrăjeală, când faci rău, e de rău să fii la ei acolo. Așa că gata, de azi înainte, dacă mai aud ceva vorbit,